Și apropo de sursele suplimentare de încălzire, despre care am vorbit puțin mai devreme, am aflat, în urmă cu scurt timp, de la directorul adjunct al Termoenergetic, Andrei Gâdlan, că nu a existat niciun semnal că ar fi fost probleme cu căldura la Institutul Matei Balci. Parametrii erau în limite normale la ora 21:30, când s-au făcut verificări. Termoenergetic a mai precizat că în această iarnă au avut loc, într-adevăr, două avarii, însă problemele au fost remediate. Iată ce a declarat pentru Observator directorul adjunct al instituției în această dimineață după tragedia de la Matei Balci. Acest punct termic care servește atât Spitalul Matei Balci cât și Spitalul Colentina nu ne aparține nouă, aparține Balciului, Spitalului Matei Balci. Deci este punctul termic pe care îl au dânsii și pe care îl exploatează. Aseară echipele noastre au trecut pe acolo, au verificat la ora 21:30, avem consemnați parametrii, 43 încălzire, 50 apă caldă. În condițiile în care eram în plin consum de apă caldă la ora 21:30, la nivelul București. Nu erau probleme cu căldura. Deci echipele noastre verifică seara situația de la spitale. Pe parcursul nopții nu există nicio reclamație, nimic de la Spitalul Matei Balci. Luna trecută am avut o problemă în sensul unei avarii. De fapt, au fost două avarii în iarna asta, în zona respectivă. De atunci noi nu am mai avut nicio problemă la Matei Balci. Nu am avut niciun fel de problemă de la ultima intervenție. Deci 4 decembrie, nu mai știu data exact.